Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după urechi, iar invitatul meu de astăzi este actorul Șerban Pavlu. Salut, Șerban! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Salut și mulțumesc pentru invitație, cum se spune. Uite, eu mă gândeam așa când mă documentam pentru această emisiune că tu ești printre puțini actori din România care, percepția mea așa, evident puțin exagerată, este că joci în toate filmele. Tu și cu Adrian Titieni, pentru mine, sunteți în toate filmele. Evident că este o exagerare, dar totuși joci în foarte multe, sau ai jucat în foarte multe filme și continui să joci. Și te întreb, am depășit stadiul în care mă minunam câte roluri poate să ducă simultan actorii, am înțeles că asta e meseria lor, dar cum te faci cu timpul, cum gestionezi timpul pentru a face atât de multe filme, dincolo de celelalte obligații? O să încep prin a-ți răspunde propriu-zis la întrebare și anume mă împac greu, este din ce în ce mai complicat de gestionat un program care în cazul meu și în cazul multor alți colegi care încearcă să, cum glumim așa, să nu se lase de teatru, filmează, joacă, repetă și atunci e într-adevăr un sacrificiu în ceea ce privește programul. Nu vreau să sune așa ca o laudă sau, dar uneori e complicat și dacă ții neapărat să faci niște lucruri, trebuie să stai din timpul liber. Asta în cazul meu însemnând că nu mai am deloc. Sunt și eu tată și soț și cei de la care tai cel mai mult timp sunt, este familia, din păcate. Da, acum, de exemplu, nu știu, pe vremuri sau nu cu foarte mult timp înainte, filmările astea durau în general destul de mult, erau și pregătire și până când mergeai la filmare, durau câteva luni. Da. Acum bănesc că nu mai e chiar așa. Nu. De fapt, adevăratul răspuns ține de... Sunt două aspecte. Unul, din rațiuni de producție, din rațiuni de cost, durata alocată unui proiect, fie că e teatru, adică până și în teatru, care era așa prin excelență un spațiu în care se putea întinde treaba pe mai multe luni și acolo au început să existe niște deadline-uri, au început să existe niște termene mai fixe, oamenii sunt mai grăbiți, mai dornici să înceapă următorul proiect. În cinema și televiziune lucrurile sunt mult, mult mai stricte din pricina banilor și pentru că fiecare zi de filmare costă o zi cu tot ce înseamnă o zi de filmare. Echipament, tehnic. Și sunt costuri importante. Adică sunt costuri mari și atunci până și o zi de filmare în minus la un proiect de lungmetraj, că vorbim de filme, da, de cinema, de lungmetraj, e o diferență enormă. Adică avea 20 de zile de filmare sau avea 21 de zile de filmare, sunt lucruri complet diferite din punct de vedere al producătorului. Și atunci la noi, în general, nu e o regulă absolută, dar în general proiectele se fac în mai puține zile decât ar avea nevoie. Și asta înseamnă exploatarea la maxim a zilei, repetiții riguroase de multe ori înainte de a începe ca să știi sigur ce ai de făcut. E complicat, uneori e complicat. Mie mi-a povestit, de exemplu, Gianni Pătru, prima lui experiență cu un film de lungmetraj, a jucat în Terente, cum avea rol principal. Da. El era foarte tânăr și zice, frate, erau acolo cu domnul Blair, erau toți oamenii adinică, stăteau la șprițuri toată noaptea, așa, eram în Delta acolo. Da. Asta erau 6 luni acolo. Da, era o... E o viață nu se care... mai regăsesc lucrurile astea. Nu, era o viață... Nu știu, acum n-am detalii foarte precise legate de remunerația pentru lunile astea de lucru și cum se întâmplau. Acum, în general, actorii sunt plătiți la zi sau sunt puțini cei care își permit... Mă rog, atunci bănuiesc că erau plătiți pe proiect. Probabil. Cât dura... Ideea este că știu și eu o grămadă de povești de la colegi mai în vârstă care, spune, se pleca vara, se filma o lună nu semna nimica. Lucrurile aveau și părți bune și părți proaste. Sigur, se stătea mult, poate s-ar fi putut termina mai repede și ai fi putut face altceva, dar în același timp exista o anumită atmosferă care probabil se crea în jurul, mai ales dacă îți făcea plăcere ce faci și dacă lucrai cu oameni cu care te simțeai apropiat. Da, cred că se poate naște o diferență din aloca unui lucru care ți-e drag 10 zile sau o lună. Cred că e o diferență. Cred că absolut apar lucruri noi. Uite, în cazul tău, faptul că joci în atât de multe filme, mă rog,
cel puțin după standardul meu, mi se pare că sunt multe, este o chestiune de opțiune, nu știu să zic, de marketing personal, consider că filmele te pun mai bine în valoare, îți place pur și simplu sau te solicită lumea și nu poți să-i refuzi? Cred că puțin din fiecare, ca să fiu 100% sincer, e puțin din fiecare. Există în primul rând o penurie de proiecte cinematografice în viața actorilor români, care sunt din ce în ce mai mulți, sunt din ce în ce mai multe școli, care nu, deci nu, ei nu mai ies acum doar din școlile așa zise de stat. Da, da, da. Ies din diferite și inclusiv la școlile de stat sunt promoții mult mai mari. Chiar și la școlile de stat sunt promoții mult mai numeroase. Ideea este că numărul de proiecte de film, de cinema dintr-un an este foarte mic comparativ cu, să mă exprim așa, numărul de doritori, de actori care ar dori să joace. Și atunci, în momentul când apare o ofertă de... Nu vreau aici să includ pe colegii mei, pe tot, dacă nu vorbesc în numele Brezlei, vorbesc în numele meu. În general, actorul român e mai puțin înclinat să refuze o ofertă în spațiul cinemaului decât ar fi, poate, în spațiu care e mai cunoscut și mai propriu al teatrului, unde analizează mult mai strict și mai atent oferta și se gândește foarte clar, dom'le, de ce fac eu acum chestia asta, rolul ăsta sau în cinema e așa o pleașcă ce pică rar și atunci actorii în general sunt foarte bucuroși să joace într-un film de cinema, uitând uneori să analizeze cu același pieptene des oferta. Ideea e că asta ar fi un motiv, al doilea motiv și nu e un motiv oarecare din considerente financiare, trebuie să încerc să, adică sunt din ce în ce mai puțini actori angajați cu un contract permanent, da, în teatru și atunci până la urmă ofertă în cinema e ofertă de lucru, ofertă în care poți câștiga bani și asta nu știu de ce uneori la noi e pus așa într-o lumină, măi, tu ești artist sau te interesează să faci bani? Trebuie și eu să pun pâine pe masă, adică am familie. Nu mai asta, dar eu sunt un artist profesionist, eu nu sunt un actor amator, eu doresc să fac lucrul ăsta pe termen lung, vreau să fiu și de ce nu, modul în care sunt plătit reflectă într-un fel calitatea prestației mele, de ce nu, așa un fel de mugure de box office, un fel de... Trebuie să existe o legătură, mă gândesc, nu? E complicat pentru că în ultimii ani apariția filmelor comerciale pur și țintite strict înspre publicul larg, menite, create cu scopul de a produce bani, a pus așa într-o balanță ce înseamnă de fapt box office, ce înseamnă actorul care aduce public. Noi suntem foarte la început și asta merită în sine un podcast, doar discuția asta, foarte la început cu chestia asta, ca dovadă că personaje și personalități care n-au legătură neapărat cu lumea actoriei, reușesc să aducă public în sală. Și atunci devin... Da, avem și reversul medaliei, că sunt și personalități cu foarte mare priză, da, la public în ce fac ei, care nu reușesc să monetizeze această notorietate în filmele în care sunt implicați. Absolut, și de asta spun că e o discuție lungă și spun că suntem la început, pentru că în România nu există propriu zis o piață de cinema în care oameni să se investească bani privați în... chestia asta ca într-un business. Mă rog, domnule, acum pare că a început să fie un pic mai atractiv. Asta și spun, a început și lucrurile se vor tot schimba. Au fost niște succese care, mă rog, se vor tot schimba. Deci asta ar fi al doilea motiv. Abia a început să se miște roata asta și nu, în ultimul rând mă interesează să mă exprim și în mediul ăsta, adică în cinema. Deci cred că e un pic din toate și cred că am fost poate prea mult sau am deja o vârstă, nu sunt un tânăr debutant, dornic să... Mi s-a părut întotdeauna că a accepta un nou rol e un mod prin care eu învăț ceva, mă fac cunoscut nu prin vorbărie sau prin autoprezentare, ci propriu zis prin a-mi face meseria. Adică, da, și am văzut că ai acceptat roluri foarte diverse. Da. Nu e o anumită tipologie care zic, ăsta e rol pentru Șerban Pavlu. Și m-a interesat și lucrul ăsta. Poate asta e cel mai important sau m-a interesat răspuns. M-a interesat foarte mult să apar
mediocru sau nu, în ipostaze diferite, în roluri diferite. E o chestie, pentru mine e un challenge personal, așa, de a încerca să joc comedie sau să nu mă cantonez într-un singur registru, tipul dur da, sau da, tipul da, da. Serios, sau da, nu-mi place chestia da, asta. Uite, vreau să te întreb, mă rog, o chestie cumva teoretică, așa, dar dacă te-ai gândit, manierismul, hai să-l numim așa, modul în care recunoști un actor da. Și în teatru și în film, da. Este un avantaj sau un dezavantaj? Depinde din ce punct de vedere, de pe ce parte privești. Din punct de vedere al actorului, poate fi un avantaj enorm, pentru că folosești până la urmă, haide să ne gândim așa la o altă, nu știu, artă sau ceva mai puțin serios, la un cântăreț de muzică pop sau rock. Sau, până la urmă, omul își cântă melodia... A 200 da, el e autorul. Da, 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 e adevărat, dar există și aici un fel de drept de autor pe ceva ce produci tu așa artistic, modul în care, nu știu, rostești sau joci. Ceea ce se poate transforma într-o chestie prizată de public. Și oamenii vor să vadă din nou și din nou chestia. Chiar dacă tu o faci pentru a 100-a oară la fel, nu aduci nimic nou, nu... Da, în general, tu ai tendința să-l împrumuți pe Șerban Pavlu personajului sau dimpotrivă să iei de la personaj eu încerc, și tu? E bună întrebarea, pentru că mie mi se pare și îmi doresc să fac lucruri noi, dar îmi dau seama că nu sunt un actor de compoziție propriu-zis, oameni care pleacă așa dintr-un zero absolut și de acolo creează o personalitate care nu exista înainte și ăla e personaj, oameni care marile transformări cu care suntem cumva învățați așa la școală, care nu există în cinemaul european la modul în care da, da, da. Există mai degrabă ceva legat de cinemaul american, aceste mari compoziții, dar cu o mică notă a mea personală, ele sunt grozave atunci când sunt făcute de oameni de actori foarte cunoscuți, ceea ce ține de fapt tot de box office și tot de star system. Ne interesează să-l vedem pe cum s-a îngrășat 30 de kilograme sau cum a slăbit 30 de kilograme sau cum și-a pus perucă blondă sau cum și-a făcut operație estetică, pentru că dacă ar fi un anonim și ți s-ar spune, știi, actorul ăsta, bine, nu știu ce să zic acum. Doar când starul, personalitatea aia atât de cunoscută pe care o știm din reviste, de modă, de nu știu ce, s-a îngrășat pentru un rol sau s-a slăbit sau a învățat să danseze vals, abia atunci devine interesant în star sistemul ăsta american și asta, sigur, e o... Uite, apropo de asta... Dar lucrurile astea nu se întâmplă în cinemaul european atât de mult. Că, uite, Al Pacino e un exemplu bun. Da. El are o tipologie foarte clară și probabil că îi sunt îngrențate roluri care să corespundă cu această tipologie. Adică n-a încercat nimeni să-l scoată complet din zona aia. Și poate... Am manierizat niște lucruri, să nu, dar maniera lui este extrem de prizată, este extrem de... Absolut, da. Eu, de exemplu, ca spectator, dar mă rog, eu... poate sunt o excepție, eu apreciez mult mai mult să văd cum face diverse tipologii decât să recunosc tipologia care pot să-mi placă foarte mult, să o văd în fiecare personaj al lui. Ca să revin la întrebare, eu am descoperit că aduc lucrurile la mine, dar că în mine sunt mai mult mine, ca să zic așa. Eu sunt, nu inventez așa ceva ce nu exista înainte, dar în mine am descoperit foarte mulți oameni. Și atunci, cumva, așa mă apropii de lucrurile diferite. Eu îți mărturisesc sincer că, oricum, ducând discuția asta în zona teoretică, eu am pornit totuși de la cazul tău concret, pentru că, și aici îți mărturisesc și observația mea strict subiectivă, este că tu ești printre cei care sunt foarte puțin manierizați. Adică, tu reușești să mă surprinzi cu fiecare rol și să nu mă las să te recunosc pur și simplu. Dar a nu te manieriza din punct de vedere... Eu... Concluzia la care am ajuns acum, habar n-am ce o să se întâmple mai încolo, cred că ține de un anumit tip de căutare, de a încerca conștient să nu folosești neapărat niște lucruri care știi că au mers sau că au... Și aici se joacă din punctul meu de vedere. Eu sunt convins că e și opțiunea actorului să facă asta. Încercare uneori reușită de a te abține de la niște lucruri care știi că funcționează. Și doar mai să risc să nu fac chestia aia sau să nu... Uneori riști să fii ridicol, riști să fii excesiv, riști să fii monoton, riști să fii inexpresiv, dar
Ideea e să riști un pic. Cred că asta ar fi lipsa de manieră și, evident, să muncești un pic. Că uneori când și în teatru, și în cinema, când ai un rol nou, poți tu, ca actor, să mergi pe drumul mai ușor. Dar, și nu e nimic rău în asta, nu e ceva... Bine. Asta nu e o crimă, nu e o fără de lege lumea. Da, da, da. Pur și da. Simplu, știi, acum... băi, îl rezolv așa cum am mai făcut și știu că e adevărat, știu că este autentic, nu sunt eu, nu, dar... Cum, pentru că lucrurile mai complicate cer uneori mai puțin mai multă muncă. Da, dincolo de opțiunea personală a actorului, mă rog, mai e și contribuția regizorului, ca să-ți ceară. Enormă, sau, enormă. Din potrivă, să nu te lase sau enormă, să intervină în enormă. Chestia. De asta aici vreau să ajung și eu, că și nu ești singur în chestia asta. Contează enorm cu cine lucrezi, ce ți se cere. Habar n-am, până la urmă, cred că mai mult decât... Ce-ți propui tu, contează ce-ți propune regizorul. Da, uite, revenind la întrebarea de ce joci în filme, eu am observat că există acest miraj, deci dincolo de argumentele pe care le spui și care sunt perfect adevărate, e și ideea, filmul, cinema îți oferă, sau există această idee că îți oferă un plus de vizibilitate. Cel puțin înainte așa era, făceai filme, te știa. Acum e mai puțin adevărat. E mai complicat, da. Dar am văzut, de exemplu, actori foarte, foarte valoroși pe care îi știu de la teatru și care joacă extraordinar și care am văzut în filme în rolul de-astea absolut minore, de-astea, de trei replici. Da. Și îmi întreabă, de ce faci chestia? Diverse motivații. M-a rugat regizorul și n-am putut să refuz că suntem amici. Da. Hai să mă mai vadă și pe mine lumea. Da. Dar acum zic că există un next level la chestia asta, pentru că, de exemplu, un serial de televiziune, și mai ales dacă vorbim de un serial de succes, ăla chiar îți asigură vizibilitate și notorietate. Da, e perfect adevărat și acum, cum să spun, notorietatea și vizibilitatea pentru mine personal nu reprezintă altceva decât un acces mai larg la noi surse de venit, ca să fiu foarte precis. Nu sunt un îndrăgostit de vizibilitate sau de notorietate, nu mă simt recompensat că mă oprește lumea pe stradă sau nu-mi doresc neapărat lucrul ăsta. Respect, cum să spun, admiratorii dacă există și îi întotdeauna încerc să păstrez să mă port cât mai cald și cât mai sunt deschis, stau de vorbă, nu sunt un... Dar pentru mine nu e un țel în sine, adică faptul că ești... De aminte nici nu mi împart eu în cap actorii preferați în felul ăsta, adică faptul că cineva e cunoscut, pentru mine nu e o valoare în sine, știi? Și e extraordinar ce se întâmplă în ultimii ani, când s-a dovedit ce înseamnă cunoscut, că tu poți fi cunoscut de pe Instagram sau de pe TikTok sau de pe net, de pe Facebook și ești cunoscut fără să fii actor sau fără să faci... Deci s-a dovedit că sunt lucruri absolut diferite. Pentru mine nu e o valoare în sine că cineva e cunoscut. Da. Pentru lume este, fiindcă s-a dovedit că lucrul ăsta se poate monetiza și cineva poate câștiga bani pentru că e cunoscut. Acum trebuie să câștigi și bani, deci trebuie să... Da, uite că, de exemplu, acum 20 de ani, asta chiar știu din discuții cu actori... A nu se confunda cu... Asta nu înseamnă că dacă ești necunoscut, ești și bun. Da. Deci așa cum nu înseamnă că dacă ești cunoscut, ai fi bun, dar nici dacă nu ești... Absolut. Dacă ești necunoscut, nu înseamnă că ești valoros. Deci am vorbit cu actori care mi-au spus, am jucat în seriale de televiziune, indiferent de ce categorie, și am avut o problemă după aia la filme, că zicea, nu, tu ești de la, te-ai sporcat la televiziune, nu mai ai. Chestia asta, acum înțeleg că s-a schimbat. Plus că au fost seriale de super mare valoare, adică în momentul de față Umbre, pe oricine întreb, ce puțin de cunoscuții mei, este reperul de serial românesc. Da, a rămas, a fost o experiență extraordinar de interesantă și a rămas undeva, și mie mi se spune același lucru, oamenii. Dacă n-ai fost implicat în proiectul ăsta, te-ai gândit, adică ai văzut că va avea, ai simțit succesul care urmă? Nu. Ce am simțit când am fost implicat în propriu zis, în zilele când s-a filmat, că din punct de vedere al producției este mai sus și atunci lucrul ăsta mi se pare că s-a văzut și în rezultat, ceea ce de multe ori oamenii
A fost o producție cu o valoare mai mare, mai bine pregătită, mai scumpă, mai atent organizată, mai cu mai mult timp, mai multe resurse. Și lucrul ăsta, la oaltă, cu scenariu, regia și toți actorii implicați, s-a văzut. Adică parte din succes se datorează și chestia asta. Da, și a rămas un reper și la care acum lumea se raportează și atât. Acum seriale care sunt, cum e Clanul, de exemplu, care e desfășurare, evident că a ținut cont de lucru, că poate se putea face și o variantă mai ieftină, nu știu să zic. Da. Contează la produsele de televiziune, cum să spun, nu e o regulă cât bagi atâta scoți, dar oamenii au început să aibă alte exigențe, pentru că au apărut platformele pe care sunt seriale cu lopata din Statele Unite sau din nu știu ce țară în care s-au băgat bani serioși și atunci se creează niște așteptări. Nu poți să vii cu nimic și să pretinzi să se... Există această, cum să spun, condiția a valorii producției, a banilor pe care se bagă într-un produs. Pe de altă parte, eu cred că platformele de streaming au schimbat complet paradigma, modul în care se consumau aceste produse. Acum, practic, ai totul la îndemână. Da. Deci eu, dacă am vrut să văd filme cu Șervan Pavlu, am intrat pe Netflix și am acolo nu știu câte. Ceea ce înainte nu se întâmpla. E o diferență enormă. S-au schimbat obiceiurile de consum. Ficțiunea în sine asta, de larg consum, parte din... Adică s-a schimbat filmele de cinema. Sunt din ce în ce mai... rare. Alea de artă, filmele de artă. Filmele, cum să spun, mi se pare că ficțiunea cu mai pretențioasă puțin, fie că e istorică, fie că s-a mutat cumva în aceste miniserii, că nu sunt seriale, de fapt, sunt niște miniserii, 6, 8, 12 episoade, un sezon, sunt de fapt niște filme, ce numeai înainte un film de cinema, așa, o producție mai mare, extinse la 10 ore sau la 12 ore, dacă ai pune cap la cap episoadele unui sezon, pe platformele de streaming. Lăsând în cinema mai degrabă francize din astea care se află la, nu știu... Blockbustere, opta reîncarnare sau așa, și asta mi se pare mie fantastic. Înainte oamenii mici o să vadă, fie că erau din zona comediei sau, repet, filme istorice sau tipul ăsta de ficțiune, acum a migrat înspre... Și observ că și producătorii, înainte, principala lor preocupare era, domne, cum avem distribuția în cinema, că de acolo venea grosul bani. Acum asta e cumva pe planul 2. Ok, îl dăm în cinematografie cât rezist, o săptămână, două, trei, după care streaming-ul. Da, sunt schimbări foarte mari pentru actori, la fel, înainte televiziunea. Nu, actorii ăștia, superstarul, nu jucau la televiziune. Acum sunt foarte multe staruri în seriale pentru platforme. Da, pe de altă parte, și serialele au o calitate care nu le mai creează niciun fel de dificultate, adică n-au senzația unei, nu știu, retrogradări, că mergi în produse de calitate mai extra. Nu. Deci chiar nu e un compromis să joci la televizor. Sunt lucruri foarte interesante pe platforme. Da, uite, să revenim la teatru, că de fapt acolo, cel puțin pentru mine, acolo e baza. Uitându-mă așa pe CV-ul tău artistic, am văzut că ai avut șansa și nu mulți actori se pot lăuda cu asta, mai ales actori în activitate și tineri, să spunem, chiar dacă nu foarte tineri. Ai lucrat cu 3 regizori foarte mari, care din păcate nu mai sunt. Ai lucrat și cu Liviu Ciulei și cu Toca și cu Ducu Dari. Da. Și voiam să te întreb cum a fost pentru tine această experiență, sau mă rog, aceste experiențe, că au fost mai multe. O să încep cu Liviu Ciulei, pentru că a fost așa. Eu sunt actor la Teatrul Bulandra. Imediat după ce am terminat facultatea, am avut norocul să fiu angajat la Teatrul Bulandra. Directorul era Victor Ebengiu, care a făcut o schimbare așa de generație. El fusese și decan sau rector. El fusese rectorul facultății și cumva am fost neaștiut pe cei de pe perioada rectoratului
își urmărea toți studenții, și mai ales de la actorie, și apoi a venit director la Bulandra și așa cumva a fost un concurs, dar eram cunoscuți de el. Și asta a fost o chestie extraordinară, pentru că a schimbat o generație în teatru și cumva știam marile spectacole ale lui Liviu Ciulei, inclusiv prin povești și ale lui Victor Bergiuc, ale Marianei Mihuț, ale Irinei Petrescu, oameni care lucraseră, și e un teatru cumva schimbat pentru totdeauna de Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra. Și a fost o prima întâlnire, a fost la Hamlet, făcut cu Marcel Iureș, și era așa o... Acel Hamlet. Și era o anumită atmosferă. De fapt, povestea mea începe mai de demult, pentru că după Revoluție a fost marea întoarcere la Liviu Ciulei în țară cu spectacolul Visul unei nopți de vară, care s-a făcut la o altă schimbare de generație, generația de dinaintea noastră, dar tineri pentru el atunci. Și acel Visul unei nopți de vară de la Grădina Icoanei a fost spectacolul care cumva și din motivul ăla am dat la teatru. Și a deveni actor la Teatrul Bulandra, unde se jucase acel spectacol și a lucrat cu Liviu Ciulei, orice, adică și dacă aș fi adus un pahar de apă pe scenă, avea pentru mine o încărcătură simbolică atât de mare încât... Și ce pot să spun? Eu am fost extrem de influențat de două personalități pe care abia le-am... Cum să spun... Le-am cunoscut, am lucrat, dar aș fi vrut să existe un contact mult mai îndelungat de Liviu Ciulei și de Lucian Pintilie. Sunt cumva personalitățile care m-au influențat cel mai mult în profesia asta. Și cu domnul Pintilie am lucrat în film de mai multe ori, dar cu Liviu Ciulei îl preceda legenda pentru mine cumva, și a fost așa o plăcere cap-coadă spectacolul ăsta Hamlet, că am stat să mă uit la repetiții și nici nu știu dacă în spectacol au existat toate lucrurile extraordinare pe care le-am auzit pe perioada repetițiilor, pentru că al vedea repetând Hamlet pe Liviu Ciulei, da, auzit, vorbind despre scene, vorbind despre personaje, vorbind despre... Era o școală în sine. Și de altfel Bulandra a fost pentru mine a doua școală. Nu cred că se poate șterge vreodată această caracteristică de caracter practic al meseriei, acest până la urmă de învățăcel maestru. Da, uite, știi că se spune că despre actorul de teatru că este ca un pictor or, pentru că nu-și vede niciodată opera. Da, în schimb, actorul îl vede pe regizor. Da. Și ceea ce publicul nu știe. Și are această experiență a nașterii spectacolului, da, regizorul, care este o experiență în sine. Este primul spectator al teatru, al spectacolului. E primul tău spectator. Și din această oglindire, de fapt, permanentă, se nasc... Și am văzut chestia asta cu actori ca Victor Bergiuc sau Marcel Iureș, sau am văzut-o întâmplându-se acest... e un proces... E greșit înțeles că un regizor mare are, domnule, tot spectacolul în cap și el a venit și a pus pâc, așa, bucățică cu bucățică, imediat a asamblat... Ăla e un meșteșugar. Poate doar Silviu Purcărete să aibă această... Poate, dar acolo e alt tip de... Dar... Nu, era un grup. Și la Silviu Purcărete... Nu, dar știu că el e mai autoritar, dar așa, și are niște... Toți regizorii mari sunt autoritari. Nu m-am cunoscut niciun regizor cu adevărat mare care să nu fie autoritar, dictator chiar, dar nu... Și la Silviu Purcărete, când lucra cu, nu știu, Ștefan Iordache... E un schimb permanent. Regizor mare, experiența... în fața unui actor mare, el vine și aruncă niște posibilități așa, din care actorii mari, cu adevărat, culeg, eu nu mă număr printre acești actori mari, culeg niște căpețele așa
Și din ele, pac, 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 îmi plătesc un pic. Și pe urmă, a doua zi, regizorul vine și spune, bun, dacă te-ai dus în chestia asta, acum încearcă chestia asta. Și asta am văzut eu la Liviu Ciuledi, de exemplu. Și cu Toca am lucrat foarte puțin, dar am fost extrem de apropiat. Toca a reprezentat, Alexandru Tocilescu a reprezentat cumva spiritul modern al teatrului ăsta, Bulandra. Și tot ce a fost înnoitor în el și personalitatea lui era una extrem de deschisă și extrem de, cum să spun, un om foarte deschis spre nou, cu adevărat deschis spre nou. Și mi-aduc aminte mult mai multe discuții decât repetiții cu Toca și cu un simț al umorului extraordinar și cu o viziune extrem de autentică, originală. Și iar cu Alexandru Darie, cu Ducu, iarăși e complicat de rezumat, pentru că a fost directorul teatrului o perioadă foarte, foarte îndelungată în care m-am dezvoltat ca actor și la fel, foarte multe din spectacolele lui au fost spectacole mele de studenție și de imediat de după, când tânăr actor, sunt spectacole extrem de importante pentru spectatorul din mine. Da, uite, că, apropo de asta, a fost Coriolanus apogeul relației dintre tine ca actor și el ca regizor? Da, absolut. Absolut. Asta vreau să spun, că am plecat de la un spectator foarte atent și așa, la un actor debutant, care m-am ajuns destul de târziu să joc la Darie. Titus Andronicus am avut primul rol și cumva și vârsta lui mai apropiată totuși de vârsta generației mele și alura asta de Wonder Boy al teatrului bucureștean și cosmopolitismului și pasiunile lui pentru muzică, pentru arte plastice, adică era foarte... Au dus ca atunci când m-am... E ca o relație care s-a construit așa în timp, până la Coriolanus. Și asta a făcut cu atât mai tragic pentru mine sfârșitul lui, adică simțeam cumva că odată cu repetițiile acest spectacol se termină practic viața unui om. Asta a fost, asta a umbrit foarte mult pentru mine experiența de la Coriolanus. Da, asta, mă rog, acum că vorbim așa, suntem la o discuție cordială, în breaslă și în lume așa, el a fost destul de bombănit pentru spectacolul ăsta, pentru că stau și mă gândesc dacă regizorul Ducu Darie ar fi putut să pună acest spectacol la un teatru la care să fie alt director decât Ducu Darie. Nu, cred că ar fi fost complicat. Pentru că au consumat niște resurse, da, extraordinare. Da. Ducu avea această calitate până la urmă de a arunca departe cu săgeata, adică își propunea tot timpul, își propunea mai mult decât, cred că spre sfârșit ar fi și recunoscut deschis lucrul ăsta, mai mult decât putea face și propunea. Își, ceea ce a fost bine din această visare așa cu ochii deschiși și gândire exagerată, să-i spunem, a fost că imprima în jurul lui, și asta regăsesc în oameni care au stat aproape de el, ideea, să-i spunem, utopică, că teatrul e mai mult decât noi, că un spectacol are capacitatea, nu știu, de a schimba lumea, de a schimba viețile, de a ceea ce e fals. Eu nu fac parte dintre artiștii care crede așa autentic că arta poate modifica lumea. Din păcate, dar mi-aș dori să credem atunci când o facem că se poate întâmpla asta. Și el a contribuit enorm la suflul ăsta utopic și care cred că e necesar în teatru. E adevărat că dacă îți propui, da, puțin, în mod evident, da, vei obține puțin. Era un om care își dorea așa să respire larg și mult mai mult decât capacitatea
plămânilor lui. Și chestia asta o imprima în jur, o personalitate cu un magnetism aparte. Asta... Uite, percepția mea, mă rog, nu știu, s-ar putea să fie un pic eronată, e că totuși acest spectacol, la ce resurse și ce a ieșit în final, s-a jucat prea puțin. Foarte, foarte puțin, dar nu se putea continua, din câte înțeleg, tocmai din cauza resurselor necesare pentru a se juca o seară. Adică nu era vorba doar de resursele inițiale de a-l da, produce. Da, da. Era figurație foarte multă, era un corp practic, de... Practic, sala se reconfigura cu totul. Da, da, era nu da. Doar că instalezi un decor. Nu, se reconfigura sala. Îți lua o săptămână... Pentru mine era foarte greu să-l joc, nu știu, de 3 ori consecutiv, de 3 zile la rând. Maximum meu erau 2 spectacole, unul după altul, adică în zile consecutive. Trebuia măcar o pauză de o zi. Și era un efort enorm, enorm, enorm. Și de, poate în alte condiții, în alt spațiu, în altă țară, în altă... S-ar fi putut susține, dar așa nu era un număr foarte mare de spectatori per spectacol. Adică așa era configurată arena aceea, nu încăpea foarte multă lume. Nu puteai să pui ca la Teatrul Național, domnule, 900 de locuri sau 1000 de locuri și atunci să spui am un... Era un efort extraordinar. Eu cred că e cea mai bună ilustrarea ideii de necesitate a teatrului subvenționat public. Adică absolut. Un teatru comercial niciodată nu o să poată niciodată. Să facă nu. Și asta e o altă discuție care ar merita în sine un podcast. Da, există și eu sunt cred în lucrul ăsta că subvenția publică, subvenția trebuie să se îndrepte spre o artă care altfel nu s-ar putea naște. Fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de cinema. Nu, și ceea ce spun poate fi contrazis și condamnat. Nu cred în că statul ar trebui să subvenționeze spectacole cu singura dorință de a fi vizionate de un număr cât mai mare, adică de public. Dar au succes la public, sunt bune. Vine lumea, dacă au succes la public comune, pot să se și autofinanțeze. Da, nu? Gustul publicului poate fi educat și trebuie să fie educat. Și ăsta este sensul subvenției. Da, gustul publicului nu e un concept general. Nu, gustul publicului e foarte diferit. Adică este întotdeauna avea un public pentru fiecare... Poate că nu pentru tot, dar... Chiar ar trebui ca cei care acordă aceste subvenții să aibă niște mecanisme de jurizare sau nu știu cum să spun, de selecție mai complexe, mai sofisticate cu oameni care să vină din zona artei. Mă refer la intersecția asta dintre puterea politică și administrativă. Da, asta și nu poți face decât prin intermediul oamenilor pe care îi pui să ia decizii. Ca să fiu mai concret, comisiile de cultură din primărie, de exemplu, mie mi se par subcalificate în a gândi pe termen lung strategia unor teatre care vor avea manageri, care vor da concurs în fața celor comisii. Mă rog, strategia o gândesc manageri, de acele comisiile le evaluează. Da. Dar și mai mult cred că aceste comisii ar trebui să-și asume un caiet de sarcini mai artistic și mai direcționat. Și mai concret, că asta... Și pe termen mai lung, nu... Așa, măi, pentru că altfel se ajunge la chestia asta. Dom'le, vine lumea, vindem bilete, merge foarte bine, treaba merge, ca și cum simplu fapt că se vând toate biletele dintr-o sală confirmă că spectacolul ăla e un spectacol bun. Lucrurile nu stau deloc așa. Și sala poate să aibă doar 100 de locuri. Adică și sala poate să aibă doar 100 de locuri. Sau 500 sau 900, dar nu doar asta confirmă un spectacol bun. Nu, dar din păcate, indicatorul ăsta de numărul de beneficiari, ca așa se numesc, este principalul indicator care se evalua, că acum în ultimii ani nici nu am mai evaluat. Da, asta e un lucru prost. Da, dar este o realitate. Spune-mi, am văzut că ai jucat într-un spectacol, care spectacolul în sine este o capodoperă, vorbind de moartea unui comis voiajor, în regia lui Felix Alexa, dar ai jucat în spectacolul ăsta alături de Victorie Benciuc și Marian Micuț și cred că asta în sine a fost o experiență pentru tine. A fost extraordinar pentru că eu am, de asta spun că a fost a doua școală pentru mine, Teatrul Bulandra, pentru că eu am jucat foarte mult cu Victorie Benciuc și mai mult decât cu colegi din generația mea, așa s-a întâmplat. Am acceptat întotdeauna, aș accepta în continuare orice rol
în compania dânsului și pentru mine a fost o școală, pur și simplu. A fost, o spun în cât de concret se poate înțelege lucrul ăsta. Am furat meserie. Și textul ăsta, Moartea unui comis voiajor, e un text cărnos pentru actori și am putut să îi văd cum iară din nou la lucru, așa, de la masă, cum spunem noi, de la lectură, de la lectura textului și a fost foarte mișto. Da, a fost, cum o experiență... e Victorie Benciuc în procesul de concepere a unui spectacol și mai departe când se joacă? E, are acea aroganță, să spunem, nu în sens rău, în niciun caz, dată de valoarea lui, sau e, nu știu, să spun așa, popular? E un actor foarte, foarte concret. Este tipul de actor care îți dă senzația că lucrurile se pot întâmpla foarte ușor, foarte... și că stă în puterea noastră a tuturor să... și e o senzație înșelătoare asta, pentru că există un talent al firescului, Victor Benciuc nu și-a creat deloc o persoană așa artistică prin care să fie perceput de ceilalți ca un om absolut concret și foarte... Un om care l-a jucat pe Moromete, nici nu văd cum ar putea să fie... Da, a influențat enorm prin chestia asta și foarte multor i-a dat senzația greșită că e extrem de ușor, că este un lucru care trebuie doar așa, doar să te liniștești și gata, iese treaba. Și eu târziu am înțeles asta, pentru că aveam senzația de dacă zice maestru așa o fi, de nu? Multe ori, da, domnule, ce, uite, și eu sunt acolo, sunt în, și târziu mea îl ador, e absolut extraordinar și al vedea rostind un text, pur și simplu, al vedea cum, cred că e actorul care m-a făcut cel mai des să fiu spectator pe scenă, adică ar trebui să joc și eu stau și mă uit. Jucăm Regele Moare la Teatrul Național și pentru a, la fiecare spectacol undeva mi se întâmplă din nou decuplarea asta de ce am de făcut acolo și stau și mă uit și e un om care ca nimeni altul te poate face să auzi niște vorbe. Nu știu cum să mă exprim mai bine. De a auzi, parcă l-auzi pentru prima dată, parcă l-auzi... Da, uite, este un spectacol care se joacă de ceva vreme și a avut destul de multe reprezentații. El a rămas constant cu el însuși sau a evoluat în rolul ăsta, mă refer? Spectacolul a fost întrerupt și de pandemie. Și da, e adevărat. Am observat o rafinare, o esențializare a unor mijloace, poate nu mai are atâta forță cum avea înainte, poate nu mai are atâta energie în voce, asta, energie fizică. Cu și cu toate astea, mie mi se pare că s-a ajuns la o esențializare care face anumite părți din spectacol extraordinare, de o simplitate extraordinară și în același timp de o profunzime extraordinară. Chiar știu că sună clișeistic, dar la asta a ajuns Victor Benciuc, la o simplitate așa ca în pildele astea, parabole astea esență, japoneze, cu o tăietură, cum se spunea, domne, dacă un samurai extraordinar de antrenat și cu o sabie făurită de un meșter extraordinar taie o, nu ia un alt expert, se poate uita la tăietura aia și poate să spună tăietura asta a fost făcută de un maestru. Și eu asta văd acum la Victor Benciuc, o tăietură, o propoziție, dar e spusă de un maestru. Uite, te-am auzit într-un alt interviu spunând că ți-ai fi dorit rolul din filmul Aurora lui Cristi Puiu. Vai de mine, am spus și eu odată chestia asta și da. Nu despre asta vreau să te întreb. Vreau să te întreb dacă este vreun rol în teatru sau și în cinema pe care să ți-l dorești și care încă nu s-a întâmplat, dar pe care să continui să ți-l dorești.
Am renunțat, da, erau înainte, ți se părea că... Și, acum mai este o problemă, un actor își poate imagina că ar fi grozav în cutare rol și realitatea să fie cu totul alta. Am început foarte, foarte mult și cred că e drumul corect să cred în proiecte. Cine anume propune rolul ăla? Pentru că mi s-a întâmplat și chestia asta să fie roluri extraordinar de... ofertante și s-au terminat cu spectacole semi-dezastroase, să zicem, sau complet neinteresante. Și amărăciunea e mai mare când îți visezi ceva ce ți se pare că ar fi extraordinar, dar nu poți atinge, rămâne speranța asta că, domne, uite, când ai ce pus... Ar fi fost dacă? Ce ar fi fost dacă? Dacă ai pus mâna și la sfârșit gustul e amar, e mai trist, mi se pare. Mai... Da. Așa că am renunțat la chestia asta și, oricum, în teatru cred mai mult decât oricând în... spectacolul final, aia e povestea, poate să fie texte scrise, cum se întâmplă de multe ori acum, dezvoltate cu trupa de actori. E vorba de spectacol, nu facem literatură acolo, aia e altceva. Facem un spectacol și dacă spectacolul ăla înseamnă ceva la sfârșit, are o putere, are o voce, nu contează atât de mult rolul. Erau tot felul, aveam și eu tot felul de, mi se părea că cel mai grozav rol e Macbeth, mi se părea o chestie așa, nu știu de ce vedeam eu, nu mai cred deloc chestiile astea, mi se pare că sunt niște copilării. Da, de, ai vreun regizor cu care ți-ai fi dorit să lucrezi și încă n-ai apucat și l-ai așa? Mi-aș fi dorit extraordinar de mult să lucrez într-un spectacol, în teatru, un spectacol al lui Lucian Pintilie, la teatru. Pentru că am lucrat cu el la film, mi s-a povestit enorm despre el și acest om avea, cred, o anumită, un geniu, ceva ce mă interesează pe mine extraordinar ca actor în teatru. O ridicare la temperatură, așa, la o incandescență, un fel de lupă pusă pe care mărește până la flacără orice fel de bucată care stă în sarcina actorului. Adică asta visez eu pe scenă. Astea mi se par spectacolele mari, spectacole făcute în jurul unui singur actor sau în care niște meșteșugari buni își expun calitățile sau skillurile de dobândite de-a lungul unor ani de practică. Și ceva care să te, și prin autenticitate, și prin skill, prin maestrie, și prin energia, ca așa, să joci ca și cum e, de aia depinde viața ta. Și cred că asta se întâmpla la Pintilie, pe scenă. Așa mi s-a spus, așa am înțeles. Și asta visez eu. Da. Sunt regizori care îmi plac, unii montează în... Uite, montează Thomas Ostermeier, montează un spectacol la Teatrul Național și mi-aș plăcut foarte mult să fiu și eu în distribuția lui Thomas Ostermeier, până la proba contrară, știți cum se întâmplă? Te trezești acolo și zici, aoleu, ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Sau, băi, stai un nebun. Nu, sunt... Dar, uite, dacă la un moment dat, deci mă rog, să sună clișeu, dar când va fi să tragi o linie și uitându-te înapoi, pentru că, până la urmă, tu ești cel mai bun critic al operei tale, al activității, cu ce ți-ar plăcea să rămâi în conștiința publică, cu un mare rol din teatru sau cu un mare rol dintr-un serial, să spunem? Știu că nu, mi-ar plăcea. Așa, dacă întrebăm oamenii, știu ce o să spună. Știu și eu. Nu, nu-mi doresc. Aș prefera să rămân în conștiința unui grup extrem de restrâns de oameni cu ceva care să aibă o însemnătate culturală sau nu știu cum să spun. Da, chiar asta e cuvântul. Cred că asta ar fi cuvântul. Decât să fiu un îndrăgit al maselor, să cum să zic, să înving prin volum, așa să spun, domnule, mă știe, domnule, o țară întreagă, cum vă... Nu cred în chestia asta. Culmea e că mi s-a oferit ceva în care nu credeam neapărat, nu eram topit, repet, chiar nu eram după succesul ăsta de
O să mă întrebați atunci, dumneavoastră, de ce trebuie să joci în seriale? Pentru că joc, na, a fost o chestie de opțiune aici, nu te obligă nimeni să faci chestia asta. Și pe mine mă interesează relația cu publicul larg, dar nu în sensul doar al notorietății, adică de asta niciodată n-am încercat să-mi prezerv o imagine anumită. Sunt apar în tot felul de chestii și sunt mai apropiat de credința mea interioară, nu știu care este aparența, de actor, așa ca bufon al curții, în sensul cel mai nobil al cuvântului și mai plin de și mai curativ al acestei ocupații. E nevoie de bufonul curții, e nevoie de bufon, așa cum e nevoie și de vraci. Și de marele înțelept. Preot și de marele înțelept, dar bufonul are un rol extrem de important. El e supapa prin care se descătușează energie. Da, da, da. Și mai o definiție, sper să nu greșesc, pentru că o știu de foarte mult timp, dinainte de a fi actor. Și abia, cred că e al lui Mark Twain, cred, și spunea actorii, acești copii de duminică ai societății. Și mi se pare, dincolo de poezie și așa duioșia care nu poate veni decât într-o privire superioară, pe care nu o agrez, dar așa, există ceva și eu cred mai degrabă în definiția asta. E nevoie de această prosteală, să-i spunem, care în zilele bune poate să-ți reveleze despre viață niște sensuri pe care nu le găsești neapărat în cărțile cele mai serioase sau în științele cele mai exacte. Bine, mai aveam o întrebare, dar din păcate s-a scurs timpul. Rămâne pe altă dată. Îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și pentru... Îmi pare rău că am vorbit așa mult. Nu, păi nu, e foarte bine. Slavă Domnului, mai avem ce să vorbim. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit și țineți minte până când ne revedem data viitoare că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.